Dimineața. Bună dimineața și bun găsit! Haideți să vedem ce ne prezic astăzi astrele. Berbec, ai un program destul de încărcat la serviciu astăzi. Nu e cazul să-ți faci griji pentru că poți face față cu succes problemelor. Totuși, lipsa banilor s-ar putea să te deranjeze mai mult decât de obicei. Taur, ești hotărât să pui capăt unei situații neplăcute de la serviciu. E bine să fii atent cum vorbești pentru că ești nervos, iar ceilalți te pot înțelege greșit. Dacă rămâi calm, vei avea numai de câștigat. Gemeni, ești încrezător în forțele tale și poți să ai succes în tot ce faci. Sunt favorizate întâlnirile cu prietenii și călătoriile în interes personal. S-ar putea să te întâlnești cu un prieten vechi cu care să începi o colaborare. Rac, ai succes în activitățile intelectuale și reușești să treci peste toate problemele. Pe plan sentimental, totul este în ordine. Ar fi bine să acorzi mai multă atenție familiei care așteaptă mult de la tine. Leu, e posibil să întâmpini dificultăți financiare. Deși simți că lucrurile merg excelent, e indicat să te gândești bine înainte de a acționa. De la serviciu poți primi o veste neplăcută ce poate anunța o schimbare. Fecioară, ai ocazia să obții câștiguri nesperate. Totuși ai tendința să-ți asumi prea multe riscuri și ar fi bine să fii mai prudent. N-aș strica să te sfătuiești și cu partenerul de viață. Balanță, astăzi ai ocazia să pleci într-o călătorie și ar fi bine să nu refuzi. Poți cunoaște persoane noi cu care să legi prietenii durabile. O persoană mai în vârstă îți poate propune o colaborare avantajoasă. Scorpion, ești nevoit să te ocupi de probleme financiare mai vechi. Dacă un apropiat îți va propune o colaborare, ar fi bine să nu refuzi pentru că îți poate schimba viața. Consultă-te și cu partenerul tău. Săgetător, dai dovadă de seriozitate astăzi. Poți să faci planuri pe termen lung și să te gândești la investiții. Profită de această perioadă favorabilă și rezolvă-ți toate problemele. Totuși, nu neglija viața de familie. Capricorn, astăzi sunt favorizate planurile de viitor, dar și investițiile financiare. Este posibil să primești o sumă de bani pe care o așteptai de ceva vreme. E bine să nu îți neglijezi sănătatea și ar trebui să te odihnești mai mult. Vărsător, dacă vrei să schimbi ceva în relațiile cu colegii, astăzi este o zi bună să acționezi. Ai încredere în forțele tale. După amiaza e posibil să o petreci în oraș cu prietenii. Pești, astăzi poți avea succes în activitățile legate de carieră. Poți încheia contracte care vor fi în avantajul tău. E bine să ai răbdare și să nu aștepți rezultate imediate. Relațiile cu colegii sunt foarte bune. Atât pentru moment, o zi